Analizând activitatea Centrului de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal de Urgență, cea mai aglomerată secție a Unității Sanitare Romașcane, conducerea acesteia a arătat că în 2016 la această secție au fost consultați 38.103 persoane, 9.219 fiind internate. Dintre aceștia au fost aduși cu ambulanța peste 12.600 de pacienți, 1.750 au fost aduși cu ambulanța, iar 134 cu mașina SMART TEAM. Din numărul total de bolnavi consultați la CPU, 23.700 au fost înregistrați direct. Raportarea activității din Centrul de Primiri Urgențe 2016. Consultații în 2016 în Centrul de Primiri Urgențe au fost de 38.103, internați din CPU 9.219, aduși cu ambulanța 12.640, aduși cu mașina SMART EVA 1750, iar cu SMART TEAM 134, iar prezentări directe 23.786. Conform regulamentelor folosite în situațiile de urgență, toate aceste cazuri au fost încadrate în deja cunoscutele coduri, după cum urmează: peste 8.500 urgențe majore încadrate la cod roșu, mai mult de 11.800 la cod galben, peste 16.900 la cod verde și 805 la cod albastru. Din nefericire au fost și pacienți care au decedat în Centrul de Primiri Urgențe, dar și pacienți transferați în alte spitale, de regulă în clinici universitare de specialitate. Dintre aceste cazuri, stare critică, cod roșu, au fost 8.543, cod galben 11.802, cod verde 16.916, iar cod albastru 805. Decedați în CPU în anul 2016, 34. Pacienți transferați la alte unități sanitare, 406. Centrul de Primire Urgențe are finanțare separată venind direct de la Ministerul Sănătății prin programul de urgențe, fiind și secția cea mai mare consumatoare de fonduri din întreg spitalul.